Bună! Te salut din nou! De când nu ne-am întâlnit, primăvara a venit. Azi vom descoperi împreună frumusețile primăverii. Uite! O omidă! Dar ce se întâmplă? Wow! Omida se transformă într-un fluture. Spune și tu după mine. Omidă. Fluture. Primăvara, vremea se încălzește și păsările călătoare se întorc în țară. Te invit să numărăm împreună câte păsări sunt pe câmp. 1. 2. Sunt două păsări. Câte albinuțe sunt pe floare? Să numărăm împreună. 1, 2, 3. Pe floare sunt 3 albinuțe. Iar buburuze, câte sunt? 1, 2, 3, 4. Sunt 4 buburuze. Să numărăm florile. 1, 2, 3, 4, 5. Sunt 5 flori. Pe cer apar norii. Câți norișori sunt pe cer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe cer sunt 6 norișori. Oh, nu! Plouă! Ce bine! Pe cer apare un curcubeu. Să numărăm. Câte culori are curcubeul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Curcubeul are 7 culori. Câte picături de ploaie au căzut pe frunză? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După ploaie, copiii au ieșit la joacă. Câți copii se joacă în poiană?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În poiană se joacă 9 copii. A mai venit o fetiță. Câți copii sunt acum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunt 10 copii. Acum numără singur și răspunde la întrebări. Câte păsări sunt pe drum? 9 sunt pe cer? 9 de ploaie au căzut pe frunză? 9 zboară. 9 sunt în iarbă? 9 sunt în poiană? 9 se joacă în curte? 9 colorate vezi? 9 zboară. 9 omizi vezi
în iarbă. Bravo! Azi ai învățat să numeri de la 1 la 10. Felicitări!